Mă scoate din minți, vă spun sincer. Rău se ține mereu calipită de mine. Poate încearcă să se împrietenească mai mult cu tine. Te-ai gândit la asta? Dacă prin să se împrietenească vreți să spuneți lipită de mine ca lipiciul magic din mucuți de monstruleți? Da, m-am gândit. E un proiect la care trebuie să lucrez singură. Dar poate fi înfricoșător în pădure? Mie-mi place să-mi fie frică. Serios, nimănui nu-i place să fie speriată. Trebuie să plec pe curând. Bine, pe curând. Crezi că mă tem de o pădure? Fii serioasă. Minunat! Se va întuneca și se apropie și o furtună. Sper să se întoarcă repede. Singură? Doar eu? Și nu e nimeni în apropiere care să mă ajute? Nu-mi pasă dacă ești corb sau fantomă. Nu te apropia! Willy Fantasia. Da, lumea noastră vei veni, te vei distra cu prietenii. Ești în al nostru castel, strălucește, străluciri fel de fel. Împreună ne vom distra și mult vom mai dansa. Veniți cu toții dansând, nu ne oprim nici când. Singură în sfârșit. Din! Nu ți s-ar părea chiar atât de distractiv dacă cineva te-ar speria pe tine? Greșit! Eu ador lucrurile înspăimântătoare. Ai noroc că nu ești pedepsită pentru asta. Nu-mi pasă. Ajutor, sunt atacat. Sunt atacat. Ce față caragioasă a avut. De unde au apărut decorațiunile astea? Salut, Lin! Spune-mi că am vedenii. Știu, nu-i așa că e absolut minunat? Ce s-a întâmplat cu păianjenii mei de cauciuc? I-am luat jos ca tu să poți să dormi mai bine. I-ai luat ca tu să poți dormi mai bine. Mie îmi plac lucrurile înfricoșătoare. Oh, aiurea, Lin, serios. Nimănui nu-i place să fie speriată. Oglinjoare de cristal, dă-mi putere. E timpul pentru magia oglinjoarei. Știi, puteam să le dau jos și fără magie. Atâta timp cât am oglinjoara de cristal, nu-mi pierd timpul cu munca manuală. Bine, dacă spui tu. Nu am pățit nimic. Dar nu datorită ție. De ce m-ai atacat? Spune. Haide, spune. Spune. Dacă nu-mi răspunzi, îți arăt eu ție. Ți-e frică, da? Ți-e prea frică ca să te miști, da? Atunci vei simți furia mea.
Știam eu că ți-e frică. Îți arăt eu ție. Cum? De ce nu mi-ai spus că ești de plus? Ce jucărie aiurită! E nefolositoare! Sau poate că nu. E super! Florilor, adio! Așadar, trebuie să lucrăm la proiectul nostru pentru școală. Am petrecut practic fiecare moment lucrând la acel proiect o săptămână întreagă. Am nevoie de o pauză, bine? Desigur, nicio problemă. Și ce ai vrea să facem? Ascultă, Rose, am cam exagerat cu statul împreună. Ce vrei să spui? Primul exemplu. Cui este foame? Al doilea exemplu. Vei arăta minunat mâine la școală. Al treilea exemplu. Și e ceva rău? Să spunem doar că nu trebuie să faci atâtea pentru mine. Știu, dar eu chiar mă străduiesc. Ascultă, Rose, mă duc să explorez pentru lecția de geologie. Vrei să te însoțesc? Nu, mulțumesc. Să-ți aduc o gustărică? E un proiect la care trebuie să lucrez singură. Dar poate fi înfricoșător în pădure. Mie îmi place să-mi fie frică. Ne-ar prinde bine o plimbărică. Nu trebuia să faci ordine în bibliotecă și în laborator? Deja am făcut. Te simți bine? O chem pe asistenta medicală? Trebuie să plec pe curând. Bine, pe curând. În sfârșit pot să stau și eu singură, în liniște și pace. Eu simt cum trece. Crezi că mă tem de o pădure? Fii serioasă. Distracție. Lin fiind plecat, ar trebui să folosesc timpul ăsta pentru a face ceva ce-mi place. Știu, voi readuce camera lui Lin la normal. La normalul ei, evident. E foarte ciudat. Oh, nu! Poate că Lin va avea nevoie de această lupă. E mai bine să-i o duc. Oh, e o idee bună. Vom profita de ocazie și vom face un picnic. Batty Wiggs, ești cea mai leneșă și nefolositoare creatură care a stat vreodată cu capul în jos. Cum să găsesc acele fragmente de cristal dacă tu le nevești toată ziua? Domnule Wiggs! Batty Wiggs! Mă asculți? Se pare că acea jucărie se dovedește a fi folositoare. Batty Wiggs, uită-te la mine când vorbesc cu tine! Și sunt singură. Doar eu și cartea mea magică de povești. Neobservat, monstrul înfometat s-a furișat în spatele lui Susan, cu mâzgă picurând de pe mâinile lui întinse. Bestia s-a mai apropiat doi pași, apoi a sărit la ea. Bună, Lin! Îmi cer scuze dacă te-am speriat. Pe mine? Pe mine nu poți să mă sperii. Dar
ce faci aici? Ți-ai uitat lupa, draga mea. Mulțumesc, Rose, dar trebuie să-ți spun că... O, care e problema? M-am rănit. Oh, vai. Ce ghinion, dacă am putea face o vrajă de vindecare, tu ai putea? Desigur, Lin. Stai puțin să-mi iau... nu, unde e oglinjoara mea? Cred că mi-am pierdut-o când am căzut. Oh, serios, Rose, cum ai putut fi atât de neîndemânatică? Scuze, trebuie să fie pe aici, pe undeva. Să te ajut să o găsești. Așa o găsi mai repede și vei putea pleca. Wow, îți mulțumesc, Lin. Oh, vai. Scuze, trebuie să-mi odihnesc puțin piciorul. Oh, bine, odihnește-te puțin, eu mă duc să-ți caut o glinjoară. Nu, rămâi cu mine, te rog, Lin. Nu-mi place să rămân singură. Privește, o gustărică, am putea face un picnic. Pare delicios. Nu te mai preface că nu mă auzi, Lilia, că ai urit. Dacă nu-mi dai ascultare de îndată, dacă nu cobor de acolo, o să-ți pară rău. Patty Wix! Ți-am spus să te dai jos! În sfârșit! Acum îți voi accepta scuzele. Dacă mă vei ruga frumos. Așadar, aștept! Cum? O păpușă? Ai crezut că mă vei putea păcăli? Patty Wix, întoarce-te aici imediat! Nu voi întoarce, stăpâne, nu-ți face griji! Nu vei scăpa de mălețul și a tot puternicul Ranglum! Furia mea te va urmări zi și noapte până la capătul pământului! Da, o simt cum crește, se va abate asupra ta oriunde ai fi! Unde-i Rose? Trebuia să fie aici acum un sfert de oră. Va veni să vorbiți despre Lin? Da. De ce e atât de dificil pentru ele să se înțeleagă bine? Cu doar 5 zile în urmă, Rose a venit să se plângă în legătură cu Lin. Proiectul nostru de poțiune a fost un eșec, fiindcă noi nu lucrăm bine împreună. Ah, înțeleg. Ei bine, aveți... Nu avem nimic în comun. Atunci, poate... Serios, are păian gen de cauciuc pe tocul ușii. Eu nu pot să dorm când știu că e așa ceva acolo. Iar ieri... Rose, oprește-te. Prietenia e o relație cu două sensuri. Fiecare dintre voi trebuie să se străduiască. Înțeleg. Bine, prințesa Sparkle, mă voi strădui să mă înțeleg bine cu Lin, îți promit. Iar apoi, după o zi, Lin a venit în biroul meu ca să se plângă în legătură cu Rose. Mă scoate din minți, vă spun sincer, Rose se ține mereu ca lipită de mine. Poate că încearcă să se împrietenească mai mult cu tine, te-ai gândit la asta? Dacă prin să se împrietenească vreți să spuneți lipită de mine ca lipiciul magic din Mucuți de Monstruleți, da, m-am gândit. Haide, Lin, trebuie să-i acorzi șansa să te cunoască mai bine, bine? Bine, prințese Sparkle, voi încerca. Înțeleg. Iată de ce am vrut să mă întâlnesc azi cu Rose. Să văd cum merge treaba. După cum o cunosc eu pe Rose, o fi exagerat. Nu am niciun dubiu. Totuși nu înțeleg de ce întârzie. Rose? Rose, ești acolo? Rose? Aici prințesa Sparkle. Sunt delicioase. Nu ți se pare? Da, da. Nu e semn bun. Isabella, sunt prințesa Sparkle. Da, prințesa Sparkle? Rose e în camera ei? Nu, îmi pare rău. N-am mai văzut-o de câteva ore, dar pot să o caut. Mulțumesc, draga mea. Rose și-o fi pierdut oglinjoara. Un căluț fără oglinjoară e ca o broască țestoasă fără carapace. E fără apărare. Cum ți s-au părut? Au fost delicioase, Rose, mulțumesc. Acum să-ți găsim oglinjoara și să te ducem în cabinetul medical. Bine, de acord. Nu-mi place să te contrazic, dar mai am nevoie de câteva minute de odihnă. Desigur, nicio problemă. Știu, în timp ce așteptăm să ne jucăm de-a mima. Tu mimezi ceva, iar eu ghicesc. Fantastic, eu voi mima o expresie de pe chipul meu, iar tu vei încerca să ghicești ce simt. Excelent. Confuzie. Descurajare. Tristețe. Tristețe mare.
Mâncărime? Nu merge. Ai prefera să-mi citești ceva? Tiptil, monstrul s-a furișat în spatele lui Susan. Ce-ar fi să-mi povestești despre ceva mai puțin înfricoșător? Despre un căluț în costum de căpcăun. Tiptil, căluțul costumat în căpcăun, s-a furișat în spatele lui Susan cu mâzgă picurând de pe mâinile lui întinse. Hei, am o idee. Să fie glazură de ciocolată în loc de mâzgă. Ce spui? De data asta s-a înfuriat cu adevărat. Da, Bella, ai găsit-o? Nu am găsit-o, dar am vorbit cu Cedric, care a auzit de la Will că Melody a văzut-o pe Rose îndreptându-se spre pădure. Minunat! Se va întuneca și se apropie și o furtună. Sper să se întoarcă repede. Balamalele ruginite au scos un scârțâit când s-a deschis capacul sicriului vampirului. Frigiderul! Ha? Frigiderul vampirului? Serios, când citești o poveste de groază, trebuie să te sperii. Dar e o poveste oribilă. E mai bine să o înfrumusețăm puțin, nu? Hei, Lin, unde te duci? Stai, am înțeles, trebuie să faci treabă mică. Lin, ești acolo? Privește acum poți să pleci, adică poți să te întorci dacă vrei. Mulțumesc, parcă am încordată. Ești supărată? Vrei să stau să te ascult? Dă-mi voie să-ți explic cu tot calmul și politețea de care sunt stare. Rose, trebuie să-ți spun ceva. Ai grijă! De ce ai făcut-o? Mi s-a părut că acel animal sălbatic voia să te atace. Era o broscuță! Cui este frică de o broscuță? Încercam doar să... Ajunge, Rose, trebuie să încetezi. Mereu îmi stai în cale. Atunci ar fi mai bine să stau lângă tine? Nu, vreau să stau singură. Mi-am imaginat că asta vrei. Nu sunt aiurită, să știi. Atunci de ce mă tot sâcâi? Trebuie să o fac, prințesa Sparkle ne spune să ne înțelegem bine cu toată lumea. E un lucru la fel de important ca poțiunile sau vrăjile. Ei bine, speram să te fac să te răzgândești. Nu ai reușit, ai înrăutățit situația. Acum te rog să pleci. Dar am vrut doar să fim... Bine, dacă tu nu pleci, plec eu. Oglinjoare de cristal, fă-mă să zbor. Îmi pare rău, prințesa Sparkle, eu am încercat. Regret, Rose, dar trebuia să-ți spun. În sfârșit singură. Minunat, această zi a fost tare scurtă. E cineva? Probabil că nu e nimic. Liniștește-te, Lin, probabil că e doar o veveriță. Nu un lup uriaș cu colți mari și ascuțiți. Lin, ești puternică, cunoști vrăji, poți să înfrunți orice. Ai muncit din greu pentru asta, bucură-te de clipele de singurătate. Singură? Doar eu? Și nu e nimeni în apropiere să mă ajute? Nu-mi pasă dacă ești corp sau fantomă, nu te apropia. Nu! Bine, Rose, încetişor. Iată. Vai, nu! Ce mă fac? Am intrat în capcană. Și mă
Mă bazez prea mult pe oglinjoara mea. Da? Da? Știu că ești acolo, nu mă mai urmări. Nu e deloc amuzant. Ajutor! Era doar o broscuță. Cui este frică de o broscuță? Prea m-am lăsat dusă de imaginație. Și nu e distractiv să te sperii, nu-i așa? Nu forța nota, Rose. Serios, mă bucur că suntem iar împreună. Dar de unde ai știut că am probleme? Iată ce mi-a căzut pe cap. Oglinjoara mea. Așa am știut că ai nevoie de ajutor. Dar eu te-am alungat. Am fost foarte rea cu tine, de ce te-ai întors? Asta fac prietenii. O să mă ierți? Doar dacă îmi vei mai citi povești. Ascultă, Lin, știu că am exagerat în ultima vreme, dar voiam doar să te fac să mă simpatizezi. Dar îmi ești simpatică, Rose. Am exagerat când am spus că mă sâte. Da, m-am străduit prea tare, cred. Îmi pare rău. Iată cum facem. Tu încetezi cu decorațiunile, Rose, iar eu încetez cu păianjenii și cu liliecii. De acord, draga mea. Wow! Aici erați. Chiar veneam să vă căutăm. Ne-am rătăcit pe întuneric în pădure. Serios? Și nu v-a fost frică? Puțin, dar Rose mi-a ținut de urât. Excelent! Vedeți cât e de important să vă înțelegeți bine? Acum veți fi un exemplu strălucitor. Această strălucire n-ar fi fost de folos în pădurea întunecată. Ei bine, iată, uite cine a venit. Ți-a plăcut plimbarea prin pădure? A fost cam umedă. Mă gândesc că te-ai învățat minte. Desigur. Nu vei scăpa atât de ușor. Netrebnic liliac plin de furici. Eu sunt stăpânul. Cum? Se pare că furia ta mă urmărește încă, geniu al răului. Bine, te iert. Gata cu ploaia. Nu cred că funcționează, stăpâne. Ajunge! Nu, nu. Îți poruncesc! Gata! Gata! Îți ordon! Ajunge! Au dublat în limba română Richard Balint, Alina Leonte, Sorin Ionescu, Anda Tămășanu, Alexandru Rusu, Sebastian Lupu, Anca Sigmirean, Gabriela Codrea. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Regia Ion Ruscuț. Așa, acum și-ntotdeauna.